Polițiștii din cadrul secției numărul 1 de poliție rurală Târgoviște au fost sesizați prin 112 de către o femeie cu privire la faptul că vecinul acesteia este căzut în locuință. La fața locului s-a deplasat echipa operativă care a identificat un bărbat decedat în vârstă de 74 de ani din Văcărești, care ar fi prezentat leziuni în zona capului. Cadavrul bătrânului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, stabilindu-se că decesul a fost de natură patologică. Vecinii bătrânului povestesc faptul că acesta își îngrija fiul bolnav psihic. Îl știu. Așa l-a născut. Nu, nu. Că nu vorbea, nu faca ca nebunul. Nu. Că a ajuns tatăl în halul acesta mutilat. Dumnezeu știe, Dumnezeu și cu ei e acolo. Noi dăm să știm. Nu, pe unde, mamică? Pe unde intra animalul? Păi și atunci? Nu. Ce ziceți dumneavoastră? Păi el acolo, copilul ăla, știu eu ce a venit în cap, nu știu. Dacă a reacționat, dacă, nu știu. Nu știu. Bătrânul avea probleme de sănătate? Da, 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 avea cu inima, avea. Cu inima avea. Să vă uita, săracul. Să vă uita că îl înțeapă, că na, ca fiecare. Uite, viu cu traisa, cu medicamente. Încerca să-l trezească în vreun fel sau cum? Așa da, cred că așa da. Varianta asta da. Dar altfel de variantă nu cred. Nu cred că s-a apucat copilul ăla care nu vorbea, nu... Dar pe băiat îl cunoașteți, îl știți? Păi dar... dacă stau acela câteva case, cum să nu știu? Dar îl știu de când l-am născut. Să... Nu îl cred, măicuță, dar știu atunci ce... Ce-i s-o fi părul, o fi scălhâț în să-l trezească, să-l... Na, ca fiecare. Nu știu, știu ce a fost în capul lui? Nu știu. Nu, Dumnezeu știe. Dumnezeu știe, e pe primul loc Dumnezeu. Nu, noi nu știm. Că bănuim noi, că a făcut, că adres, că poate așa, că poate pe dâncolo, dar nu. Dar un animal nu are cum să-l mulțumim. N-are, băiatul meu, păi a fost ușa încuiată, a fost... Cine intra? N-are pisică, n-are... Cine intra? M-am întinat. Îl credeți în stare pe copil să-și omoare? Aoleu, ce bă... Copilul așa s-a născut. Copilul așa s-a născut, că s-a născut cu, și cu un intestin mai lung, i-a făcut operație, ieșea la poartă, când era mic, dădea cu capul de pod, uite așa, ziceai că nu e nimic. Și sunt multe, multe care... Dar îl credeți în stare păi să da, îl cred. Părțească halul ăsta? Da, îl cred. Că el dacă n-are discernământ, n-are nimic ca el... Dar n-au încercat să-l ducă la un... Păi n-a vrut, n-a vrut ei. Ei sau copilul? Nu copilul, că copilul nu știe. N-a vrut el, n-a vrut. Că i-a zis femeile, i-am zis toți după acelea. Dumneavoastră vă gândeați că o să facă ceva? Dar zice că ar fi spus și el pe la poartă, că a avut un prieten care a avut un copil ca el și tot așa a sfârșit. Pâine să ia pâine și nu s-a mai dat jos de mașină. I-a cerut lui Cătălin, dă-mi și mie două pâini, că zice, nu pot să mă dau jos de mașină, zice că, zice, m-a bătut ăsta micu și mă doare și nu pot să mă dau jos de mașină. Deci posibil să-l fi omorât da, el da. Și după aceea să fi mâncat din el. Ce credeți? Că aseară când a venit, a ieșit asistentul de acolo, zice, nu mai are față, nu mai are nimic. A venit poștărița, aici și aia care ia pentru pensii, așa, mi-a dus și mi-a zis, zice, să-mi zic, bietul ăsta e mort, l-a omorât ăla în casă. Poștărița v-a spus, nu? Poștărița, Doamne! Ce să zic? Și cum nata și lumea toată... Dar credeți în stare să facă așa ceva? Pe... Face! Unde l-a găsit poștărița? Deci ei erau în casă amândoi. Fratele era viu și tata... Era acolo căzut. Poștărița n-a intrat. Poștărița a intrat un vecin. Și după aia au venit pompieri, au spart ușa și l-au găsit. Medicul legist a spus că este din cauze patologice moartea. Eu nu am văzut, n-am putut să văd asta. N-am avut puterea să văd așa ceva. Medicul legist spunea cum am... Mai zis mai devreme, din cauze patologice și bănuiesc ei că fratele meu cu handicap a vrut să-l trezească și tot a dat până la
cu un obiect contundent? Nu știu cu ce. Cred că cel mai bine să așteptăm expertiza medicului legist cu concluzia lor. Ea strica fața, așa am înțeles de la vecin, că e o față, era, are fața foarte stricată.